Galeria Regală a Cazinoului Sinăian organizează sâmbătă 26 noiembrie de la ora 12 vernisajul expoziției de pictură Speranța luminilor și a culorilor a lui Bogdan Mihai Radu. Pictorul de 31 de ani este fascinat de frumusețea lumii pe care o așterne pe pânză și carton de la 10 ani. În această expoziție, artistul aduce alături de temele florale, peisajele autumnale sau hibernale și armonia frumuseții feminine. Impresionant este că de câțiva ani viața lui e amenințată de o boală ce nu poate fi diagnosticată. Se pare însă că tinerețea și credința în Dumnezeu îi luminează calea, drept pentru care expoziția lui se deschide sub genericul Speranța luminilor și a culorilor. Expoziția poate fi vizitată până la 19 ianuarie 2012.